Nu? Toată lumea merge. Eu vă spun altceva. Eu vă rog, fiți oameni care gândiți și nu o sunteți contra. A scăpat niște bani în decembrie să facă la gara canalizare. Da. Vă rog să notați asta acolo. Acum încercați să dați tubului gratuit la acea lucrare pe care anul ăsta mi-a spredat-o cu 1 miliarde. Nu se poate merge așa. Vreau să notați acolo. Vreți să le dați gratuit la firma care deja a luat banii. Aveți alte șmecherii. Bun! Bun. Nu e vorba de șmecherii. Domnul, hai discutăm ca inginer, domnul Rusu. Da, inginer, nu, da. Nu, nu mai facem mult de funcțiile care le avem și de părul alb care le avem amândoi, da? Deci nu-i șmecherii drumul. Deci lucrarea a fost licitată pe tronzonul zona gării, pe motiv că noi nu am putut-o face. Am aprobat noi impozitul. Nu, dar n-a spus dați-mi voi, dați-mi voi. Noi am fi dorit să facem noi această lucrare. Direcția de apă canal, că stăm prost cu veniturile, da? N-am reușit, a venit contul de specialitate. Deci, în proiect așa a fost executat. Tuburile le dăm gratuit, cât și tuburile pentru efectuarea căminilor. Faptul că acolo... Dați-mi voi! Dați-mi voi! Dați-mi gratuit, acum am luat? Domnule, așa a fost licitată lucrarea, domnule. Cu tuburi gratuite? Tuburile le punem noi la dispoziția constructorului. Noi, Consiliul Local, care este beneficiarul lucrării. Mai cumpărăm și alte tuburi pentru canalizarea orașului. Da, domnule, am fost trist la lucrările. Dar mai sunt tu, vorbesc sunt încă 3.000. Nu 3.000, 3.000. Domnul Constantin, s-a spus lista, aș fi aprobat de Consiliul Local. Deci, încă o dată, vor să dea gratuit, de așa bani au fost dat, ca cei bani să transforme în profit. Ca cei să transforme în profit. Deci, valoarea tupurilor trece în profit pentru acea firmă. Deci asta se poate verifica pe altul. Deci de-aia vreți acum asta, de-aia vreți acum gratuit. De-aia vreți gratuit acum. Nu se poate, domnule. Nu mai ești în pătălare cu aia care vă dă o pasul. Cam așa. Nu are dreptate deloc, ceea ce nu are argumente. Doar cu ce a argumenta aici în fața noastră, nu are. Păi băi nu joc de pus de ea la acord, că la păcate de ei facem canalizare. Nu are, nu are. O făceam. Dar ați făcut-o. Am făcut-o! N-ai făcut-o tu! Ați făcut-o o fabrică de smântână acolo. Da, ați făcut o fabrică. De smântână. Asta ai făcut. Că plouă smântână jos. Știți că dacă ai băgat acolo câine aia care nu te lasă să intre la ușă? Stimați colegi, închizi acolo ușa. Haideți să încercăm, poate reușim să facem o formă. Articolul 1 de sertificul gratuit. Cineva pe platforma noastră, acum ani de zile, a avut 3 ani cu suspendare. Doamne, dar eu n-am dau la fier vechi, doamne. Fac lucrări tot în cadrul primării, doamne. Să spun încă o dată. Nu trebuie să gândiți să dați gratuit ceva. Am spus, domnule, am tăiat gratuit de acolo, domnule. Și atunci de ce merg vechi? Ai aprobare să utilizezi 3.000 de tuburi. Care e problema? Păi uitați că cum sună o terenă nouă. Sună altfel. Dar nu fost problema. Ai aprobare 3.000 de tuburi pentru o lucrare care consumă 2.000. Păi și vrei cu alea 1.000. Dă-le, dă-le cum vrei, dă-le gratuit, care-i problema? Dar de ce e aprobarea mea? De ce nu e cifra mea?